Bună ziua, dragi elevi de clasa a patra! Numele meu este Cova Giujeana Ildico și sunt învățătoare la școala gimnazială numărul 1 din Luduș. Astăzi vă invit la o activitate de limba română la care vom afla multe lucruri interesante, vom rezolva exerciții și știu că ne vom simți cu toții foarte bine. Veți avea nevoie de manualele și caietele de limba română și de un instrument de scris. Pentru început, v-am adus o ghicitoare. Ziua se mărește, zăpada se topește, grădina a înverzit, cine a sosit? Desigur, primăvara. Să ne amintim de câteva lucruri ce știm despre primăvară. Primăvara, soarele încălzește pământul, zăpada se topește, apar primele flori, copacii înfloresc, copacii înverzesc, zboară fluturi, gâze albine și, nu în ultimul rând, sosesc păsările călătoare. La această activitate vom citi lecția Sosesc păsările călătoare și vom vorbi despre aceste păsări. Înainte de a citi textul din manual, să cunoaștem câteva păsări călătoare. Vedem aici rândunica, pupăza, cucul, mierla galbenă, prepelița, privighetoarea, ciocârlia, barza, graurul și cocorul. Dintre acestea, în textul din manual, vom afla multe lucruri interesante despre rândunică și despre barză. Acum, vă rog frumos să vă luați manualele de limba română și să citim împreună textul. Sosesc păsările călătoare. Primăvara, natura se trezește după un somn lung de iarnă. Razele soarelui încălzesc mai tare. Aerul devine mai cald. Mugurii copacilor își desfac frunzele fragede. Se întorc păsările călătoare din țările calde. Bunicul se bucură și el de primele raze ale soarelui și se așează pe un scaun din grădină. El se uită spre cer. Nepoțelul fuge și strigă: "Vin berzele! Vin berzele! De unde vin berzele, bunicule?" Bunicul începe să povestească. În timpuri vechi, oamenii au spus că barza înseamnă bogăție și viață lungă. Se spune că ea aduce noroc casei unde își face cuib. Berzele trăiesc aproape 10-12 ani, dar în grija omului pot trăi și 25 de ani. În fiecare primăvară se întorc la noi, la cuiburile lor vechi. Părinții, tatăl și mama, fac împreună cuibul și clocesc ouăle cu schimbul. După ce au ieșit puii din ouă, părinții aduc mâncare puilor timp de aproape o lună. În timpul verii, berzele învață puii să zboare. Ele pot sta în picioare abia după 3 săptămâni. Încep să facă primele lecții de zbor, sărituri și bătăi din aripi, iar la sfârșitul lunii iulie părăsesc cuibul. Aceste păsări sunt carnivore, adică se hrănesc numai cu animale mici.
diferite insecte, șoareci, broaște, șopârle, șerpi, râme, țânțari și pești. Odată cu venirea frigului, nu mai găsesc mâncare și trebuie să plece de la noi în Africa. Acolo nu clocesc, sunt numai musafiri. Barza albă pleacă de la noi din țară spre sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie. Berzele călătoresc în stoluri mari, ce pot cuprinde chiar 100 de păsări. Într-o zi, zboară 160-200 de kilometri, iar drumul lor este de mai multe mii de kilometri. Atât în țara noastră, cât și în întreaga lume, berzele sunt păsări ocrotite de lege. De ce nu se aude cântecul berzelor? Întreabă copilul. Barza este o pasăre aproape lipsită de glas. De obicei, face un zgomot prin clămpănitul ciocului. Mai rar, scoate un sâsâit slab, greu de auzit. Nepoțelul s-a uitat cu admirație la bunicul său și a întrebat: dar rândunelele, ele când vin? Ce știi despre ele? Bunicul continuă povestirea. Rândunica sosește mai târziu, cu 2-3 săptămâni după sosirea berzelor. Ea își face cuibul din noroi, paie și pene sub streașina caselor. Aici clocește ouăle. După ce au ieșuit puișorii din ouă, perechea de rândunici le aduce insecte. Odată cu sosirea toamnei, pleacă și ele în țările calde. De aceea se numesc păsări călătoare. Nepoțelul a spus cu mândrie: mă bucur că avem și noi pe hornul casei un cuib de barză, iar sub streașina grajdului mai multe cuiburi de rândunele. Să cunoaștem acum câteva cuvinte pe care nu le folosim în limbajul zilnic. Eu am ales câteva din text la care m-am gândit eu că sunt mai dificile. Clocesc înseamnă stau pe ouă. Carnivor este cel care mănâncă numai carne. Insecte sunt gâze. Șopârla este o reptilă mică. Ocrotit înseamnă protejat. Clămpănit este un zgomot produs de bătaia ciocului. Sâsâit este un sunet asemănător cu un s prelungit. Streașina este marginea acoperișului. Admirație înseamnă sentiment de stimă, de prețuire. Dacă ați observat, în textul citit am aflat foarte multe informații noi despre două păsări, despre barză și rândunică. Aceste texte se numesc texte cu conținut științific. Textul cu conținut științific este un text care conține și oferă informații noi prin care ne putem extinde cunoștințele. Temele textului pot proveni din domeniul științei, precum și din lumea artelor plastice. Textul cu conținut științific este de obicei descriptiv, este folosit pentru a prezenta informațiile și cunoștințele noi. Aceste texte sunt scrise în limbaj literar, într-un stil exigent și, în majoritatea cazurilor, într-un limbaj simplu, astfel încât să poată fi înțeles de către toți cititorii. Ca să vedem că am înțeles textul, să completăm împreună harta textului. Pe această hartă vom marca titlul, timpul,
când se petrece acțiunea, locul unde se petrece acțiunea, personajele care apar în text și câteva idei principale. Eu v-am scris împrejurul acestei imagini toate aceste lucruri. Acum vom lega cu săgeți de punctele marcate. Vedem aici și punctele. Sosesc păsările călătoare este titlul textului. Timpul când se întâmplă este primăvara. Locul unde se întâmplă este în grădină. Cele două personaje care participă la dialog sunt bunicul și nepotul. Barza și rândunica sunt cele două personaje despre care bunicul îi povestește nepoțelului. Iar ca idei principale v-am adus: este primăvară, bunicul stă în grădină, nepoțelul curios îl întreabă despre berze, bunicul îi povestește ce știe despre ele, nepoțelul îl întreabă și despre rândunele, bunicul continuă povestirea și ultima idee, nepoțelul este mulțumit. În continuare, v-am adus câteva exerciții pe care le vom rezolva împreună pe baza textului citit și informațiile pe care le-am acumulat prin studierea textului. În primul exercițiu, trebuie să tăiem cu o linie informația necorespunzătoare. Păsările se întorc toamna sau primăvara la noi în țară? Desigur, primăvara. Berzele nu se întorc la cuiburile lor vechi. Se întorc? Ele își fac cuibul și perechile de berze clocesc împreună sau cu schimbul? Ele clocesc cu schimbul. Puii sunt hrăniți de ambii părinți timp de o lună sau de 3 luni? Timp de o lună. Aceste păsări mănâncă plante și carne. Plante nu mănâncă, am citit că sunt carnivore. Barza pleacă de la noi la începutul sau la sfârșitul lunii august? Pleacă la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie. Barza călătorește singură atică sau în stoluri mari? În stoluri mari, așa am citit. Rândunelele sosesc înainte sau după sosirea berzelor? Da, ele sosesc după sosirea berzelor. Ele își fac cuiburile în locuri ocrotite de vânt și ploaie. Perechea de rândunici le duce sau le aduce puiilor hrană? Le aduce. Odată cu sosirea toamnei, ele pleacă în țările mai reci sau mai calde? În țările mai calde. Felicitări! Ați lucrat foarte bine! În următorul exercițiu vom alege propozițiile adevărate pe baza textului citit. Prima propoziție: barza își construiește cuibul aproape de casa omului, este o propoziție adevărată. Corpul ei este acoperit cu blană albă. Este fals pentru că are pene albe. Berzele vorbesc între ele prin clămpănitul ciocului. Este adevărat. Barza mănâncă doar animale mici și insecte. La fel, este adevărat. Puii încep să zboare după 3 luni, la fel, este fals. Barza este o pasăre călătoare, este adevărat. Și în România ea este ocrotită de lege, la fel, este o propoziție adevărată. Și acum să recapitulăm ce știm despre barză. Vom grupa cunoștințele în 4 grupe și anume: mediul de viață, înfățișare, modul de viață și curiozități.
La mediul de viață putem să spunem că barza trăiește pe malurile râurilor Pajiște și Mlaștini. Își face cuibul la înălțime, pe hornul caselor și pe stâlpuri. La înfățișare putem să scriem că penele sunt în principal albe, cu aripile parțial negre. Adulții au picioare portocalii lungi și ciocuri roșii lungi. Înălțimea lor este de 100-125 cm, lungimea de 100-115 cm, greutatea 2,3-4,5 kg și anvergura aripilor este de 155-215 cm. La modul de viață, putem să spunem că trăiește între 25-30 de ani în sălbăticie, 30-35 de ani în captivitate, depune 4 ouă, ambii părinți clocesc ouăle pe rând și îi hrănesc pe pui. Se hrănește cu pești, broaște, șerpi, șopârle, păianjeni, rozătoare mici și ouă de păsări. Ca și curiozități, putem spune că berzele zboară cu viteza de maxim 90 de km pe oră și parcurg peste 200 de km într-o singură zi. Cuibul berzelor poate cântări chiar și o tonă și este o pasăre mută. În text am citit și despre rândunică. În următorul exercițiu o să continuăm afirmațiile cu o explicație potrivită despre rândunică. Rândunica este numită vânător de insecte pentru că prinde insectele exclusiv în zbor. Ea este vestitoarea primăverii deoarece sosește în țară de bună vestire în 25 martie. Rândunelele sunt buni constructori, fiindcă își construiesc un cuib foarte solid în cel mult 10 zile. Ele sunt numite acrobații ai zborului, pentru că în zbor fac viraje, răsuciri și căderi în picaj. Rândunica este numită Marele Călător, fiindcă parcurge peste 10.000 de kilometri până în țara de iernat. În următoarele momente, la fel cum am făcut și la barză, să ne grupăm cunoștințele despre rândunică. La fel, vom grupa în 4 grupe: mediul de viață, înfățișare, modul de viață și curiozități. Rândunica trăiește în regiuni deschise, terenuri agricole, locuințe umane, adesea aproape de apă. Își face cuibul în diverse locuri pe o suprafață verticală, pereți, streșinile caselor, piloni de susținere, holuri ale unor clădiri și balcoane. La înfățișare putem spune că penele sunt brun-roșcate, albastre, alb-gălbui și negre. Are aripi înguste și ascuțite, ciocul și picioarele mici. Lungimea lor este de 17-24 de cm, lungimea aripilor de 11-14 cm și au o greutate de 16-24 de grame. La modul de viață amintim că trăiește între 3 și 10 ani, depune 4-5 ouă, femela clocește ouăle, iar ambii părinți îi hrănesc pe pui și se hrănește cu insecte. La curiozități putem scrie că rândunicile scot foarte multe feluri de sunete în comparație cu barza, care este o pasăre mută. În întreaga lume sunt în jur de 83 de specii de rândunici. Și acum, dacă am analizat textul și ne-am reîmprospătat cunoștințele despre păsările călătoare, vă propun să rezolvăm și câteva exerciții de gramatică, în care însă nu ne vom despărți de aceste păsări. Vom construi piramida propoziției folosind creanga întrebărilor. Prima propoziție
O propoziție simplă despre barză. Sosește barza. Cum am spus, este o propoziție simplă. Creanga întrebărilor. Și putem să dezvoltăm propoziția. Primăvara sosește barza. Primăvara sosește barza albă. Primăvara sosește barza albă din Africa. Aceste trei propoziții sunt propoziții dezvoltate. Construim încă o piramidă a propoziției folosind creanga întrebărilor, însă acum cu o propoziție despre rândunică. Propoziția simplă este: rândunica construiește. Apare și creanga întrebărilor și putem să dezvoltăm propoziția. Rândunica construiește cuib. Rândunica mică construiește cuib. Rândunica mică construiește cuib sub streașină. Rândunica mică construiește cuib sub streașina casei. Aceste patru propoziții fiind propoziții dezvoltate. Suntem așadar în anotimpul primăvara. Acum sosește barza. Spunem că acum sosește barza. Dar poate sunt păsări care au sosit deja mai de mult. Și sunt berze sau păsări care vor sosi în viitor. Să observăm acum cum își schimbă forma cuvântul care arată o acțiune în funcție de când se întâmplă această acțiune. Mai de mult, barza a sosit. Acum sosește barza, iar în viitor barza va sosi. Iar acum să completăm un tabel în legătură cu aceste cuvinte. Mai de mult, acum și în viitor. Dacă mai de mult a zburat, acum zboară. În viitor va zbura. Dacă acum construiește, mai de mult a construit, în viitor va construi. În viitor va găsi. Mai de mult a găsit, acum găsește. Acum caută, mai de mult a căutat, în viitor va căuta. Acum mănâncă, mai de mult a mâncat, în viitor va mânca. Mai de mult a făcut, acum face, în viitor va face. Ajungând la sfârșitul activității noastre, recapitulăm ce am învățat azi. Am vorbit despre primăvară, am citit și învățat lucruri noi despre păsările călătoare, am introdus cuvinte noi în vocabularul nostru, am învățat despre textul cu conținut științific, am realizat harta textului, am grupat cunoștințele despre barză și rândunică, am dezvoltat propoziții simple, am observat cum își schimbă forma cuvintele care exprimă acțiuni. Dragi copii, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc spor la învățătură, la revedere!